Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 121-a ediție de analize economice, un proiect comun de viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți privi pe pagina oficială acestor instituții sau pe pagina mea Ioniț.md la rubrica analize economice. Astăzi aș vrea să vorbesc despre suportul financiar extern de care Republica Moldova a beneficiat, de care nu a beneficiat în sensul ceea ce am ratat și de importanța și necesitatea ca Republica Moldova să aibă acest sprijin financiar extern. Subiectul am considerat că e util să-l abordăm astăzi din simplu motiv că săptămâna aceasta la Chișinău a avut loc cea de-a patra reuniune a platformei de sprijin în Republicii Moldova. Este un suport politic fără precedent acordat Republicii Moldova. Republica Moldova are pentru prietene săi România, țară tradițională și care cred că nimeni nu are întrebări din cauza României, ne sprijină. România a făcut lucrul acesta întotdeauna și necondiționat. Avem Germania și Franța, sunt două țări care, practic, nu am vrut să zic dictează, dar care au o voce puternică de spus în Uniunea Europeană și în Europa. Deci sunt aceste trei țări, alături de ele sunt și alte țări, dar dacă ai aceste trei țări alături, deja este bine. Deci avem un sprijin politic fără precedent. Din păcate, forța aceasta politică, care este de multe ori nu este materializată prin acțiunile slabe ale executivului de la Chișinău, lucru care este regretabil. Deci am considerat că să discutăm astăzi ce cu finanțarea externă, unde stăm noi, ce avem noi. Prima ce am considerat, mie îmi plac cifrele, de aceea noi știți tot ce facem aici, analize economice, este cifre. În special pentru dumneavoastră am adunat datele care le-am avut și în trecut, le-am luat și în prezent. Din 99 până în prezent, Republica Moldova a primit, luăm de tâi cu granturile. Suportul financiar extern poate fi de două tipuri. Granturi, deci acestea sunt banii pe care Moldova îi primește și nu trebuie să întoarcă niciodată înapoi. Și doi sunt creditele care sunt preferențiale, veți vedea mai în jos ce înseamnă preferențial, pe care noi le luăm, trebuie să întoarcem înapoi. Deci Republica Moldova beneficia de granturi, am avut o excepție, 2014, uitați-vă, 4 miliarde de lei granturi, atunci, apropo, din 6 miliarde de lei suport extern, 4 miliarde au fost granturi și 2 miliarde împrumuturi, deci 2/3 din bani au fost sub formă de granturi. Am avut anul 2022, iarăși este un an fără precedent, 454 de miliarde de lei granturi. În acest an, până luna august, în 8 luni ale anului, avem doar 1,76 de miliarde de lei granturi, mai puțin decât anul trecut în aceeași perioadă. Lucru regretabil și aici vreau să vă dau prima concluzie care am făcut-o eu, analizând evoluția din ultimul timp. Deci toți banii care au în spatele lor un suport politic, care s-au dat necondiționat, fie pentru criza refugiaților, fie pentru criza energetică, fie pentru acțiunile necesare de securizare Republicii Moldova, au venit destul de bine în Republica Moldova, putem să spunem în felul următor. Puterea politică a președintelui țărului permite ca Republica Moldova să vină bani și ăștia în cea mai mare parte banii care au intrat. Peste acești bani, bani prin scrierea de proiecte, prin negocieri, prin convingerea partenerilor că avem nevoie de bani, practic nu a venit nimic. Dar după cum, din acest motiv este regretabil că noi ratăm niște oportunități enorme. Când spun că ratăm, acușa venim cu cifre. Deci vă dați dumneavoastră bine seama că în 2022, când am avut o inflație fără precedent, compari banii din 22 cu banii din 2014 și nu prea este corect. Din acest motiv am considerat să facem primul exercițiu, vor fi două, am convertit în valută la cursul valutar. Evident, sumele puțin au diferit, că eu am luat cursul mediu anual, dar banii au venit, unii au venit, spre exemplu, cum anul trecut au venit mai mult în partea a doua anului, anul acesta iarăși curs variază, deci este pur și simplu pentru informativ. Dacă observăm, cel mai mult am avut în 2014 288 de milioane de dolari, iar în anul 2022 undeva 240 de milioane de dolari. De fapt, în toată istoria noastră avem 2 ani speciale. În 2014 a fost anul când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și a fost primul an când noi am primit asistență, încă o dată repet, sub formă de granturi, pentru a dezvolta infrastructura și a dezvolta țara. În anul 2022 noi am primit bani pentru a depăși criza energetică. Republica Moldova a primit un sprijin puternic din partea Uniunii Europeană, legat și de război din Ucraina, legat și de criza energetică. Este o diferență dintre 2014 și 2022, că în 2022 noi suntem bani de criză, în 2014 a fost bani de dezvoltare. Deci asta este diferența enormă.
Dacă să ne uităm în toată istoria noastră, acum încerc să caut date mai vechi, noi din păcate Republica Moldova, știți, parcă nu există după anul 90-96 în jos, 94, parcă n-a existat nimic pe pământul ăsta, e păjolit, nu există niciun fel de date statistici. Cred că vreodată la nivel de prim-ministru, la nivel de birou de național de statistică, trebuie să ne adunăm și să discutăm ce facem cu datele Republicii Moldova. Noi nu avem istorie. Spre exemplu, dacă mă uit la buget, dacă cineva îmi spune mie de unde găsesc executare bugetul 94, nu mai spun în 1800 ceva, cum au alți țări civilizate. Noi aveam date pe 93-94, deci eu când găsesc o cifră am impresia că am găsit o bucată de aur. Dar din 99 datele ne arată foarte clar, Republica Moldova a primit granturi doar în bugetul de stat 2,2 miliarde dolari. Până la sfârșitul anului va fi 2,2, chiar mai mult. Deci doar sub formă de granturi, doar în bugetul de stat, o parte considerabil de bani vin printr-o Republica Moldova, dar nu vin în bugetul stat, dar vin prin proiecte de diverse proiecte. Deci Republica Moldova primit de la țările din Uniunea Europeană, Statele Unite, țările dezvoltate, în ultimii 20 de ani, 2,2 miliarde dolari. Dar după cum am spus, să compari leul de atunci cu leul de acum nu prea este corect, de aceea este un indicator perfect, și anume suportul, sprijinul financiar extern a Republicii Moldova raportat la produsul intern brut. Dacă observăm, anul 2014 este un an record care nu a fost depășit nici pe departe, niciodată. Deci am avut 2014 3% din produsul intern brut. Și aici vreau să dau primul enunț. Republica Moldova este o țară foarte slab dezvoltată. Republica Moldova are nevoie de un efort financiar ca să-și dezvolte infrastructura sa echivalent la 10% din PIB. La ziua de asta sunt 30 de miliarde de lei. Deci noi trebuie să investim anual 30 de miliarde de lei la banii de azi. La anul vor fi 35, peste un an vor fi 40. Deci 30 de miliarde de lei anual ca să depășim handicapul nostru de dezvoltare. Acești 30 de miliarde de lei, evident, noi nu-i avem. Ei trebuie să vină de pe extern și o țară cum este Republica Moldova trebuie să aspire să aibă undeva 6% din PIB sub formă de granturi externe. Deci asta este scopul care noi o să-l avem. În 2014, după ce am semnat acord de asocieri, dacă observați, noi am crescut practic două ori, la 1,7% la 3% am crescut suportul financiar și trebuia să crește mai departe, 3,5%, 4%, poate să ajungem la 5% din PIB. A avut loc jaful bancar, noi ne-am prăbușit și chiar anul trecut, când am primit o sumă extraordinară, ea a fost doar la jumătate din valoarea anului 2014. Ce înseamnă lucrul acesta? Republica Moldova, în momentul când a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, trebuia să vină tot sprijinul pentru Moldova. Și din cauza noastră acest sprijin financiar n-a venit. Eu am încercat să visez cu ochii deschiși. Mi-am imaginat că Moldova nu progresa după 2014, dar rămânea la același 3% din PIB. V-am spus, trebuia să ajungem poate 4-5% din PIB, dar zic, bun, am ajuns la 3% și la acesta ne oprim. Deci 3% din PIB. Noi în fiecare an, dacă vedeți, am făcut un grafic, în 2015 am primit 2 miliarde de lei, am ratat 2,4%. Ca să avem același 3% de PIB. 2016 am primit 1,34, am ratat 3,35. 2020 am primit 0,6 miliarde, 600 de miliarde, am ratat 5,6 miliarde. Din 2015, după jaful bancar până în prezent, noi am ratat sub formă de granturi 39,2 miliarde de lei. Și în acest an eu am pus că vom primi 4,5 miliarde. Cred că va fi. După întâlnirea care a avut loc săptămâna aceasta, cred că vor veni finanțarea, dar 39 de miliarde de lei, bani care trebuiau să vină sub formă de granturi, Republica Moldova le-a ratat din simplu motiv că partenerii noștri nu au vrut să aibă de afaceri cu o țară unde se fură miliarde de dolari și nimeni nu poate să știe nimic. Deci asta este drama noastră. Un miliard de dolari furat și 2 miliarde pierdute numai din cauza că n-am primit acest suport financiar extern. Dar după cum am spus, suportul financiar este de două tipuri. Granturi și împrumuturi. Deci granturile este clar că este cel mai bine. Haideți să ne uităm la împrumuturi. Eu am convertit în dolari pentru ca să comparăm datele. Știți, iarăși nu este corect să compari leul de astăzi cu leul din trecut. Chiar și în dolari nu e cel mai bună comparație, dar cât de cât este. Dacă observați atent, în anul 2010 noi am avut 321 de milioane de dolari suport financiar extern, dintre care granturi 155 de milioane, împrumuturi 167. Dacă observați, din 2010 până în 2014, la noi dominau granturi. Uitați-vă, 2014, granturi 288 de milioane, împrumuturi
102 milioane, total 390 de milioane dolari suport financiar extern. Deci a fost cel mai bun an și de fapt în această perioadă 2010-2020, dacă vă uitați, granturile au dominat în fiecare an. 2011, 141 de milioane granturi, 50 de milioane de dolari împrumuturi, 1 la 4. Deci 2012, 2013, 2014. După aceasta, lucrurile s-au schimbat, iar am avut anul trecut un an foarte bun, cu o mică excepție. Deci anul trecut am avut un suport financiar extern de 936 de milioane de dolari, cu o mică rectificare. Granturile au fost 240 de milioane, iar împrumuturile au fost 700 de milioane de dolari. Aici vreau să spun că acest, chiar și dacă nu este grant, dar este împrumut, este foarte bine că am avut împrumutări externe și voi explica ceva mai târziu din ce cauză. Noi anul trecut am avut cea mai mare dobândă din ultimii ani de zile, având o dobândă pe intern. Având o dobândă foarte mare pe intern, anul trecut a fost unicul an când noi împrumutări interne nu doar că am luat, dar am întors împrumuturi externe pentru a ne diminua cumva șocurile acestea de plăți mari. Am ajuns să plătim 20 ceva de procente dobândă bancară pentru creditele luate pe intern. Am avut în 2008 când n-am luat împrumuturi pe intern, atunci n-am luat când am avut nevoie. În 2022 n-am avut nevoie, dar ceea ce ne-a salvat, noi am luat împrumuturi pe extern ca să întoarcem împrumuturi pe intern. Asta a fost în 22. În 23, din păcate, situația este complet invers. Noi în acest an ne împrumutăm la greu pe intern. Deci, pe intern, în acest an, din păcate, avem o situație neplăcută. Deficitul bugetar anul trecut în primele 8 luni ale anului a fost 3,38 miliarde lei. În acest an, deficitul bugetar este de 10,38 miliarde, acum și-a vedea toate cifrele. Deci, în acest an, dacă observați, noi granturi, până ce în 8 luni de zile avem foarte puțin, împrumuturi, până ce avem foarte puțin, atunci întrebarea cum se execută bugetul. Bugetul se execută prin împrumuturile la greu pe intern. Și dacă ne uităm atent, anul acesta noi, de fapt, împrumutăm foarte mult pe intern și plătim dobânzi enorme. Și de ce am spus că suportul financiar extern este salutabil nu numai când vorbim de granturi, dar când vorbim și de împrumuturi, din simplu motiv că dobânda este cu mult mai mică. Și în acest an noi am ajuns dobânda internă 39 de miliarde lei, o creștere de 4,35 miliarde până luna septembrie. Deci anul acesta cred că vom bate recordul ca și în 2020, din nefericire pentru noi. Este un lucru trist și acuși vă vărta din ce cauză. Haideți ne uităm cu dobânda din Republica Moldova, cu împrumuturi din Republica Moldova. Apropo, a trecut neobservat, în luna iulie, azi vă felicit așa cu sarcasm, felicitări, în luna iulie, prima dată datoria guvernului a depășit 100 de miliarde de lei și a fost anume 101,2 miliarde de lei. În luna august a scăzut din simplu motiv că am avut de rambursat un credit extern, am întors datoriile externe și s-au redus datoriile externe. Și aceasta nu mă bucur din simplu motiv că datoriile interne în această perioadă crește. Ce se întâmplă? Până în anul 2015, la noi datoria externă era întotdeauna vreo 55%, 40-45% era datoria internă, care, vă spun încă o dată, este mai scump. După jaful bancar, la noi brusc a crescut datoria internă și am ajuns până la 75% să fie datoria internă, care este foarte scumpă și bugetul de stat plătește mult, acolo și ați vă dau niște cifri care, din păcate, ați vă șocheze. În anul 2022, noi prima dată am reușit să gestionăm o leacă, chestia așa, o știință, management de datorii, deci de unde te împrumuți ca să nu plătești mult. Și noi anul trecut am reușit să împrumutăm ieftin pe extern ca să întoarcem datorie pe extern, iar anul acesta, în 2023, din păcate, cheltuielile avem foarte mari, veniturile plâng în acest an și pe extern nu putem lua împrumuturi, ne împrumutăm la greu pe intern, care dobânda este foarte mare și vom plăti enorm pentru acest lucru. De aceea avem nevoie de sprijin extern, că Republica Moldova, într-adevăr, se află într-o dificultate. Când am spus că managementul datoriei înseamnă să te împrumuți logic, uitați-vă. Eu am luat din 2010 până în prezent. Dobânda medie plătită la soldul, deci cât plătim noi pentru deservirea soldul datoriei care avem noi. Altfel spus, dobânda împărțit, raportat la soldul creditelor. Și fiți atenți, dobânda externă e calculată în lei și plata în lei. Deci nu credeți că e în valută și aici în lei. Deci tot în lei. Deci noi, pentru creditele externe, în lei, începând cu 2016, achităm în mediu de la 1 până la 1,35%. Deci toată deservirea datoriei externe pe noi ne costă 1,35% anual. Să o ținem minte asta. Datoria internă
În cei mai buni ani au costat 4,5% anual sau de 3 ori mai scump. De ce? Când auziți că guvernul se împrumută pe extern, deodată să știți că asta înseamnă că noi vom plăti de 3 ori mai puțin dobândă. Deodată, cel puțin 3 ori. În acest an, noi avem cea mai mare dobândă, eu am reușit să găsesc date din 2007. Deci, din 2007 până în prezent, noi n-am avut o dobândă. În acest an, de servire a datoriei interne, ne va costa 11,3%. Deci, ea este mai scumpă de 8 ori decât dobânda externă. Deci, avem într-un an foarte neplăcut, când dobânda de servire a datoriei externe este de 8 ori mai mare, noi de pe extern nu ne-am împrumutat practic deloc și ne împrumutăm doar de pe intern. Lucru care încă o dată arată cât de important este ca Republica Moldova să aibă un sprijin. Ce înseamnă aceasta că plătim de 8 ori mai mult? Haideți să întrebăm la cifre. Ultima cifră, penultima cifră care vă dau, sau penultima, este de servire a datoriilor. Cât ne costă de servire a datoriilor? Anul trecut noi am plătit 2,7 miliarde lei pentru deservirea datoriilor. Deci asta doar dobânzile. Deci noi anul trecut am plătit 2,7 miliarde lei dobândă, dintre care 2,2 miliarde de lei am plătit pentru datorie internă și 600 de milioane de lei pentru datorie externă. În acest an noi vom plăti 5,3 miliarde lei dobândă. Dacă vă întrebați ce înseamnă 5,3 miliarde lei, vă răspund. Investițiile în mijloace fixe ale guvernului 8 luni ale anului au fost de 800 de milioane de lei. Plata dobânzii deja a fost 3,5 miliarde de lei. Deci noi am investit în reparații de diferite obiecte în mijloace fixe. În acest an guvernul a investit 800 de milioane de lei și a plătit dobândă 3,5 miliarde de lei. Dintre care, pentru creditele interne, 4,4 miliarde lei, pentru creditele externe, 900 de milioane de lei. Deci, în acest an, noi avem de plătit pentru dobândă la creditele care ne-au luat o sumă dublă față de anul trecut și incomparabilă cu orice perioadă din istoria Republicii Moldova. Chiar și raportată la PIB și cum o vreți spuneți, este un lucru trece. În acest an, plătind atât de mult, din păcate, nu s-a reușit niște relații bune cu partenerii, doar acum sper că vom avea ceva și pe extern noi practic nu avem împrumuturi și guvernul se împrumută la greu pe intern. De ce guvernul se împrumută la greu pe intern? Vă mai dau încă un grafic. Graficul ăsta mie nu-mi place, de aceea este sub formă de tabel, dar nu uităm. Venitul bugetar în acest an, în primele 8 luni, 6,5% creșterea, ceea ce este foarte modest. La inflația care am avut, asta înseamnă că venitul în acest an sunt în realitate mai mici decât anul trecut. TVA-ul, 3,9% creștere. La o inflație care am avut-o de 20%, acum a scăzut la 9,6% în luna august, 3,9%. Deci noi în acest an continuăm tradiția proastă de a avea încasări în TVA în valori reale negative. Din toată istoria noastră, la independență, am avut doar în 7 ani așa ceva, este unul din cei 7 ani. Granturile. În acest an, în primele 8 luni ale anului, granturile au fost, din nefericire, cu 24% mai mici decât anul trecut. Cheltuielile, cu 23% au crescut. Deci veniturile au crescut cu 6,5%, cheltuielile cu 23%. Evident că deficitul bugetar a crescut. Dacă anul trecut, în primele 8 luni ale anului, deficitul bugetar era 3,8 miliarde, în acest an, în primele 8 luni ale anului, deficitul bugetar 10,8 miliarde lei. Evident, tot deficitul acesta și ține. Haideți să ne uităm. Cheltuielile de personal au crescut cu doar 5,31%. Asta înseamnă că salariile la bugetari, știți ce dumneavoastră, plâng. Prestațiile sociale, da, aici guvernul a fost nevoit să dăie cu 61% mai mult, din ce cauză? Avem mulți pensionari, nu avem lucrători, fondul de asigurări sociale și de asigurări medicale, de mai multe asigurări sociale, cu 61% mai mult decât în primele 8 luni ale anului trecut. Dobânzile în primele 8 luni au crescut cu 237% sau cu 2,4 ori, adică în primele 8 luni de zile ne-am plătit dobânzi 2,4 ori mai mult decât anul trecut. Practic, ne norocesc dobânzile. Și investițiile capitale 6,8% creștere. Și înseamnă aceasta? La creșterea prețului înseamnă că investițiile capitale în acest an sunt cu mult mai mici decât anul trecut. Aici sunt doar investiții capitale ale guvernului. Primăriile în acest an, slava Domnului, avem alegeri locale, toate primăriile au primit bani pentru investiții capitale. Ce avem noi? Datorie internă. N-am dat un procent din cauză. Ca anul trecut, 8 luni de zile, noi nu am luat niciun leu intern.
Ba din contră am întors 1,37 milioane lei, iar în acești ani 5,18 miliarde de restul sunt datorii interne, fără datoriile luate prin hârtiri valoare de stat, fără datoriile luate la bănci, se mai adaugă în consum, îți primește 6 miliarde de lei în total. Deci, ce facem acum? Ne împrumutăm la greu pe intern. Și împrumuturile externe în acest an sunt de 4 ori mai mici decât a fost anul trecut. Deci, ce avem noi? Cheltuielile, veniturile nu cresc. Și aici am vorbit odată despre contrabanda, care se mai întâmplă acum, despre alte fenomene negative. Veniturile nu cresc. Cheltuielile au crescut enorm și au crescut din contul prestațiilor sociale. Investițiile nu au crescut, salariile nu au crescut, deci doar obligațiile sociale față de pensionari. Granturi n-ai avut, împrumuturi externe n-ai avut, tot ce ții tu acoperirea deficitului bugetar este pe împrumuturile interne, unde dobânda este de 8 ori mai mare decât la împrumuturile externe. Sper că am explicat din ce cauza avem nevoie de suportul financiar extern. Și ultima, ce va fi cu bugetul? Mă tem că în acest an va fi același lucru ca și în ultimii 8 ani de zile. Dar nu sunt 8 deja, 2, 4, 6, da, a 9 an. 8 ani de zile este a 9 an. Deci începând cu 2014, la noi bugetul de stat se aprobă, niciodată nu se execută. Spre exemplu, anul trecut s-a aprobat 73,9 miliarde, s-a executat 68,6. 5,4 miliarde de lei nu s-au executat. Și tăiem de la investiții, de la subvenții care le amânăm pe următorul an și alte cheltuieli. Și observați în fiecare an, noi în total n-am executat bugetul deja aproape 30 de miliarde. Deci noi votăm cheltuieli, în special investiții, și nu le executăm. Concluzia. Republica Moldova, din păcate, este într-o situație foarte fragilă. Veniturile bugetare, în special în acest an, sunt într-o situație critică. Împrumuturile interne sunt cea mai proastă soluție, că sunt foarte scumpe. Granturile sunt cea mai bună soluție, dar noi, din păcate, în afară de cele care vin politic, granturi pe proiecte, noi nu avem și nici n-am prea avut. Suntem la jumătate din capacitatea minimă pe care ar trebui să o avem. La jumătate din capacitatea minimă. Eu vorbesc 3%, noi avem 1,6%, în acest an avem până în 0,6%. Împrumuturi pe extern, în acest an, din păcate, până ce am avut o problemă și, în consecință, vom plăti o sumă fără precedent pentru dobânzi, iar bugetul, cel mai probabil, în varianta optimistă, nu se va realiza circa 1 miliard de lei, dar asta e varianta optimist-optimist. Având, fiind un buget foarte austier, un buget unde cheltuielile salariale sunt foarte mici, creșterea este foarte micuță, un buget unde investițiile, creșterea este foarte micuță, deci creșterea reală este negativă, deci nominal, deci creșterea este mai mică decât rata inflației, lucru care arată că Republica Moldova, unicul șansă să depășim acest handicap de dezvoltare, este suportul partenerilor externi, ei din partea lor își arată tot sprijinul, politic avem tot sprijinul, mai urmează ca și tehnic, guvernul, să fac față acelui suport politic care este. Dar acum așa se creează impresia că președinția merge cu avionul, iar guvernul merge cu căruța, numai că merge exact în direcția opusă. Și în felul acesta este foarte greu să reușești să-ți asiguri și să-ți onorezi toate obligațiile față cetățeni. Cu această notă nu prea optimistă, vă mulțumesc și până data viitoare!